un comentariu în care te felicită pe tine. Am citit acolo. Bravo, la minutul 24, zice, bravo, Miruna. Apare comentariu. Doamne, că urmări lecția, respectiv, ți-a lăsat o felicitare, da? Și mai simplificăm aici, care e și respectiv 5. Și deci ce e egal cu 3x pe 5. Și atunci CB va fi egal cu 100 minus 3x e B. E B. Da, e B. E B egal cu 100 minus 3x pe 5. 500 minus 3x. 500 minus 3x pe 5. Și pe asta l-am aflat pe EB și am răspuns la... Dar vreau funcții X? Da. Sau vreau ca și valoare? Nu, nu, nu. Funcții X. A expresiune X. Și acum area triunghiului AB e D. Area triunghiului. Area patratelor acesta. E baza mare. Poți fi baza mare. E trapez, nu? E un poligon. E un poligon, da. Area poligonului e diagonala 1, diagonala 2, pe 2. Dacă ar fi așa, dacă ar fi diagonala perpendiculară. Da. Răspunde. Da, nu spune. Era ortodiagonală aceea, care știa cu diagonalul. Ha, eu tot ce într-unghiul 2 e B și într-unghiul 2 a B. D e B? Și a, se unesc pe D cu B, nu? Da. Deci împart figura în două trebuie dreptunghice. Și la urmă vrebuie. Aria lui 2 e bui, 2 e ori e bui spre 2 și aria lui 2 a bui, 2 a ori la bui spre 2 și se acolo dreptare. Deci zicem aria, aria figurii acestea, a, b, e, d, a, b, e, d, este egal adică cu aria... Cu aria trebuiului e, d, b. E, d, b. E, de plus aria triunghiului celălalt. A, D, A, B. D, A, B. Și egal mai departe, continuăm. E, D, B, cât este? E, D. E, D, B, area triunghiului, E, D, B. Păi, e cateta 1, adică D, B. D, B, nu. D, B, e... Mă, e D, E, ori E, B. D, E, ori E, B. D, E, ori E. Pe 2 plus, plus AB ori AD pe 2. AB ori AD tot pe 2. Da. Mariana mai de X stă acasă, comodă, să urmeze direcția. E da, nu-i corect. Face un prim expert, deci pe corect. Face un prim expert. Nu doarme, că am venit la porțul mesic foarte târziu, la 6, la 6 și ceva, la 6. Și erau și la 5 minute la 2. Da? La cursul festiv, ați avut acum până la 2? Acum, de la 12, după aceea s-au dus la Obița, cu domnul Gândin, cu toții și am ajuns la 6. O folopniță? Da. Ați mai fost? Nu ai fost mai duci. Normal că am fost. S-o putem în campița fără el? De ce să-ți bag? Mama, ce l-am venit în țară? Nu. Păi, dar de ce pleci? De ce vă stai? Vreau să fac. Mai stat un cât. Deci aveți... Tot bravo, Mirna, o să zic așa. D e ori e pe 2 plus AB ori AD pe 2. D e ori e B. Pe D e o știm? 2x pe 25. Unde am zis pe D e? Acolo, spatele de acolo. 80. D e, uite de aici. D e egal. Deci din 80. Supra de e. Trebuia să simplificăm numărătorii printr-un 10. Și atunci a fost 8 pe d e. 8 pe d e. Egal cu 10 pe x. Și egal cu 6 supra c e. Și atunci d e. D e de 8 x pe 10. 8 x. Supra 10, care înseamnă 4 x pe 5. Asta este de e. Și acum mergem și loc M. Exact. 4 x pe 5 ori e 4 x pe 5 ori 500 din
minus 3x. E bun, știm? Da. Am aflat. 500 minus 3x pe 5. Așa, ori 500 minus 3x pe 5 tur supra 2 plus AB. O știm. Cât este? AB 80. 80. Ori AD. AD minus x. 60 minus x, e bine? Da. 60 minus x în paranteză pe 2. Și va fi egal. Să mai simplific cu 2. 80 cu 2. 80 cu 2 de aici, nu? Da. Și ne dă 40. Da, facem da. Da. Din nou. Fiindcă am același numitor, lasă-l la același numitor. Să vedem ce ne iese. Facem calculul sus. Și vedem 4 x pe lângă. 4 x pe lângă 500 minus 3x. Da? Deci 4x pe lângă 500 minus 3x pe 5 supra 25. Atenție! Supra 25 plus în dreptul din difracție sau dacă am pus aceeași din difracție plus 1800 80 60. Vrei să mulțești? 6 ori 48? 4.800 minus 80x. Deci plus 4.800 minus 80x. Totul supra 2. Păi și atunci de fapt și acolo paranteza. Sigur că așa să fie două. Păi trebuie amplificat pe aici. Nu uitați cu cât cu 25. 25 ajunge jos și va face 50, va fi numitor cu 1 egal cu 50. Așa este, da? Da. Și vine 4x. Dar nu, voi nu mulțim, că să fie 20 și bine. Aici o să mulțim, dar aici și rămâne 4. A, vrei să și mulțim acolo. 4 ori 500 face cât? 2000x minus 4 ori 3, 12 x pătrat, x pătrat plus 25 ori 25 ori 48. Dă 120 de mii minus 80 ori 25, 8 ori 25. 2000 minus 2000 supra 50. 2000x, da? 2000x supra 50. Așa, da. 2000x cu ce? 2000x cu 2000x, da? Se reduc. Să avem 120.000 minus 12x pătrat supra 500. Deci, supra 50. Supra 50. Deci, aria va fi egală. Dar cu 12 faci comun. Deci dăm pe 12 în factor comun și vine 12 pe lângă 10.000, da. 10.000 cu 4 zerouri? Da. Da, 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 4 zerouri. Minus x la 2. Minus x pătrat. Supra 50. Totul supra 50. Prin 2 simplifică 6 pe 25 și ar fi. Și așa rămâne 6 pe lângă 10.000 minus x pătrat, totul supra 25 metri pătrați, nu? Da. Asta e... Asta este expresia. Și am ce să zic. Ce mai punctul D. Rămâne de bază de relație. La punctul D. Triunghiul CDE, proprietatea grădinii, a decis să doneze unei asociații umanitare porțiunea reprezentată de triunghiul CDE. Așa. Determinați X, știm că area terenului care îi rămâne este de 3 ori mai mare decât area terenului donat. Și am aflat area care îi rămâne 6 pe lângă 10.000 minus 6 pe 3. Egal cu area lucrătorie. Da, ori 1 pe 3 sau mulțim de 3 ori al lui CDE, e cam asta. Da, e similar cu 1 pe 3.
un petrec din cauza că vezi că 6 asta, da? Da. Deci, cu alte cuvinte, traducem așa. Și cu cât era? Deci, o treime, 1 pe 3 din aria lui A, B, E, D, A, B, E, D, egal cu aria lui D, E, C, aria numărului D, E, C, pe care ce da, da? Da. Echivalent cu 1 pe 3, ori ce am găsit noi? 6 pe lângă 10.000. 6 se lângă 10.000. Minus x pătrat. Minus x pătrat. 6 la 25. Așa. 3 cu 6. Bun, e egal cu alea timpului de e cât, dar alea timpului de e cât ar fi ce e ori de e. Da? Ce e? Ori de e. Ori de e pe 2. Și echivalentul. 3 cu 6 simplificăm și face 2 pe lângă 2 pe lângă 10 minus x pătrat supra 25 supra 25 egal cu cu e cât e cu e? Cam aflat ce e? Cu e? Am aflat-o, ce e? 3 pe 5, 3x pe 5 3x pe 5 egal cu 3x pe 5 ori 2 e Vrei iau și pe asta. Am este 4x pe 5. 4x pe 5. Ori 4x pe 5. Ce mă duce spre relația 2 lângă 10.000. 10.000 minus x pătrat. Supra 25. Egal cu 4 ori 3, 25 ori 2. 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 Păi da, dar 2 ori 3, 4 ori 2 la numitor. 25 cu 25 la numitor. 2 cu 12 și facem 6. 6 cu 2 și facem 3. Și atunci 10.000. Minus x pătrat este egal cu 3x pătrat. Adă acum 10x pătrat egal cu 10. X pătrat egal cu 25. X egal cu 5 la 10. X pătrat egal cu? Preta din 250. 200, aici 100 pe 4 face 25. 20 ori 2500, nu? Dacă împărțim prin 4. Da. 100 împărțit la 4 fac 25 cu 20 de ori. 25. 2500. Da. Da, x pătrat. De unde x-ul simplu va fi radical în 2500. Adică 5 radical din... Adică 50. De 5 ori 10, 50. Da. X egal cu 50. Asta trebuie să facă. Să facă pe x, fiindcă are asta din 3 ori. Și problema 2? Problema 2? Da. Gata? Da. Mai părăsit în dinerea. Da, la problema asta m-am părăsit. Da. Văd că s-au... Uite așa, așa stau. Așa stau și la lecții din multe ori. Copiii. Da. Uite, da, cum a fost mama, cum a fost. Exact. N-am niciodată. Au alte preocupări. Sigur că da. Asta am văzut. Au alte preocupări. Și se duc. N-am înțeles. Vin acasă, spune, ai fost la școală? Am fost. Am fost. Am fost la școală, da. Și pot să justifici asta. Păi întrebă colegii. Am fost în clasă. N-am înțeles. Dar n-am înțeles nimic. Problema a doua, la subiectul 3. Din cărturile unei foi de carton, ce are formă de pătrat, deci o foaie de carton sub formă de pătrat, cu deci latura de parte, avem un pătrat. A, B, C, D. A, B, C, D, pătrat. Cu latura 44 cm. Cu AB egal cu 44
Deci, din colțurile unei foi de carton ce are formă de pătrat cu latura de 44 cm, se decupează pătrate cu latura de 10 cm, ca în figura 1 alăturată. Trebuie să vă dau un cuvânt. Din foaia aceea se decupează pătrat.
Iată A, A, B, C, D, A, B, C, D. A, B, C, D este asta. A, B, C, D. Și A, prim, B, prim, A, prim, B, prim, C, prim, B, prim. Asta este paralelepiped. Aflați volumul cutiei. Volumul A, B, C, D. Ori în A, păi de două ori A, B, ori A. Ăla-i pentru diagonală. Cum? Deci aflați volumul, nu? Deci noi cum am făcut din cutia aia, ați făcut un carton. Da. Ai baza, ai baza, ai baza. Și am plecat aici, vedeați? A, B de 24. A, B de 24. Atunci să trecem la ipoteza că profesorul o fi ca așa. Dacă A, B, C, D pătrat și atunci A, B, 24, da? A, B, C, D pătrat și A, B, 24 lăsăm, da? Da. Că dacă vrem să-l fi lăsăm pe celălalt, E, F, G, H, să zicem. Latura A, F, G, H. E, F, G, H. Latura A, prim, 10. A, prim, egal cu 10. Știm tot și aflăm repede volumul, nu? Deci prima chestiune, 1, volumul lui A, B, C, D, A, prim, B, prim, C, prim, B, prim, face 24 la 2 metri, preparați-vă 10, nu, centimetri. Da. Centimetri. Și face 24, 24, 576. 5760. 5760. Centimetri pătrați. Centimetri cubi, sigur, da. Foarte bine. Vezi, înseamnă pătrați și cu un centimetru, faci centimetru la pe aia, centimetru cubi. Ce mai vrem? B. Ar putea fi ambalată în această cuție dacă i s-ar pune și un capac, o vergea rigidă cu lungimea de 27 cm, o vergea în băț. Rigidă, adică de 1.2. Adică ACP-ul e diagonală. Cea mai mare. Deci, da. Ce mai ține cu de ACP-ul? Păi, este... ce prim egal cu... Egal din 100 plus... 2, 24 la 2. E radical din cele trei dimensiuni. Da, da. 24 la pătrat, 24 la pătrat, 10 la pătrat. Da. Deci e radical din 24 la pătrat. Plus 24 la pătrat. Plus 24 la pătrat. Plus 100. Adică 10 la pătrat, da? Și care face de 2 ori 576. Plus 100. Radical din 1252. Radical din 1252. Face radical din 1252. Să vedem prin să vedem dacă asta este mai mare. Și dă 2 radical din 313. O să fie 2 radical. Din 313. Da. Să vedem dacă asta e mai mare decât o vergeală pe teren. 27 cm. Deci să comparăm cu aia din 313 cu o vergeală 27. 27. Deci poate că e ridicat la pătrat. Da. Ca să intre, ar trebui asta să fie mai mare. O și mai mare. Mai mare, cu semn de întrebare, oare decât 27 la pătrat. 2 era ca din 313. 2 era ca din 313. Adică la pătrat. A, mai bine așa, adică la pătrat. Deci, de 27. Și asta ar fi ceva, 1252, dacă aș urmă. 729. Cât? 729. Decât 729. Este mai mare, adică. Și deci putem. Asta-i tot, trebuie. A, păi să fie. Ia să vedem dacă acesta a fost până în măsură. Sigur? Nu a fost în subiect. E sigur. Dacă acolo ți te ce-a terminat atât de repede? Adică, de ce mai... Am mai avut și timp să mai venim cu o chestie acolo, cu modul acela. Mai facem o
Dacă nici am să mai... Din 17. Păi, revin mai veți, omul. Da. Hai să vedem dacă mai vedem repede. Hai să vedem când... Îmi facem tot pe ăsta, încă o dată. Hai, să te faci. Ai de și te dura la să mai dau două de. Auzi, ai de zis că ai cu de tine, ești cu matematicul? Ce? Ai de zis că ai cu de tine? Haideți să mai completez de ceva. Da, și cu niște testuri mai interesante. Și vă las testul, îl faceți și cu aia, așa luați la capăt, vedeți așa, sunt și niște puncte la care nu intră în buță. Iată ce vă propun. Deci, să se arate care loc în egalitatea următoare. Deci demonstrați că... Dar nu greu, e tot progresă. Nu cred. Dar o șoferă mai degroasă, 5 așa. Deci, dacă A asupra B plus B supra A. Nu, B supra C plus C supra A. E mai mare egal, să demonstrăm că asta e mai mare egal, decât 3. Oricare ar fi A, B, C, numele real. Nu. E prea dificil, îmi pare, nu? Nu, hai să luăm, eu numai așa. A supra B plus B supra A. B supra A, e mai mare egal decât 2. Mi s-a arătat că A supra B plus B supra A e mai mare egal decât 2. Facem aceeași mutare. Facem aceeași mutare, deci ce pare cu A, primul cu A, doilea cu B și doi cu AB. Da. Deci vine A pătrat, B pătrat, minus 2 AB. Mai mare egal decât. A, mai mare egal decât 2 AB. Da. Înseamnă că A pătrat minus 2 AB plus B pătrat mai mare egal ca 0. Am să spunea, deci A pătrat minus 2 AB plus B pătrat. Mai mare egal ca 0. Și rezultă că e A. Și este echivalent. Vă spune că A plus A minus B pătrat pătrat e mai mare egal decât. Deci foarte repede am mers asta. Dar ce punct mai mare egal decât 3 nu merge așa simplu, nu? Nu, nu. Dar asta, cum o spune? Asta putea să facem amândoi. Versus C. E pe lângă 1 pe A plus 1 pe B plus 1 pe C. E totdeauna mai mare egal. Asta e vedea revenit. Oricare ar fi A, B și C, niște numere pozitive, iar plus, steluță, fără zeu. Aducem nu la aceeași mutor. Aducem la aceeași mutor, sigur facem asta. Amplificăm prima cu A, B, C, a doua cu... prima cu B, C, a doua cu A, B, A, C și... Aici te gândesc la aceeași mutor. Da. Când văd, aici nu ai treaba. Da. Deci A, B, aici cu B, C, vreau să fie câte două, da? Da. B, poate este ceva. Da. Parcă era multe aritmetic, până la urmă, se cuvintea aritmetic. Te gândești la o șmecherie, iar nu ar vrea să apuze de treabă, că nu vede perspectivă. Adică la chestia asta. Și de aceea, și de aceea, face următorul lucru. Unde pe A, unul pe B și unul pe C, vede la ce medie gândim asta. Nu, geometrică, nu aritmetică, dar armonică. Armonică. Da? Ne amintim inegalitatea mediilor, cum era? Care? Media aritmetică. E mai mare egal decât media geometrică, care e mai mare egal decât media armonică. Asta s-a întâmplat cu C. Pentru trei numere, așa scrise. A plus B plus C pe 3. A plus B plus C pe 3.
E mai mari calzate queste medie certificazioni. Ma mari vedere cu 1 cu 3 supra. Așa corect. 3 supra, nu pe A, nu pe B. Nu pe C. Nu pe C. A, și am făcut. Și gata, vine realitatea. Gata, problemă, terminată. Mai mare egalită 9. Păi este. Da? Deci, atenție, prindem chestiuni de astea, că au o frumusețea lor, da? În, dar trebuie să vă prindeți. Da, am vrut să vă prind. Dar hai să vă văd de la următoarea chestie. Când s-a născut Miruna, mama avea 30 de ani. Uite, am zis așa. Deci când s-a născut Miruna, mama avea 30 de ani. Da? Atenție. Deci, când s-a născut Miruna, mama 30 ani. Când s-a născut Daria, mama avea 30. Daria, mama, deci pentru Daria, mama, deci, nu, după 3 ani, hai să formulăm așa, după 3 ani s-a născut Daria. Deci după 3 ani. S-a născut Daria. Eu m-am pus 3. În momentul acesta, suma vârstelor lor. Mamei Daria și la toate 3. Deci, în clipa asta, suma vârstelor celor 3, mama plus Daria plus plus Miruna egal egal suma vârstelor celor. Deci mama are câte ani? Mama are 45. Stai. Eu dau... Zic că e ceva 100 de acolo. Nu e chiar 100. 44, 45, 49. Eu am vrut 15, dar are vreo 7. 63. 63. Câți ani au fiecare clipa asta? Mama cu A și Daria cu D. Așa. Vârsta, da? Da. Mă de da. Vârsta mamei. Da. Vârsta mamei. Miruna cu D. Tot Miruna, cum se zice? Până. Miruna cu N. Da. Mirunei. Și Daria cu D. Și Daria cu Daria. Când la momentul acesta? La momentul acesta. Atunci. Atunci? Da. Atunci Daria nu e și nu era nicul. Nu era născută. Nu era născută. Da, eu țin acum. Nu, deci mă, mă și de acum. Da. Da. Adică mă plus D. D plus M. Egal 63. Așa. Deci Miruna, cum a găsut eu, nu avea 30 de ani. După 3 ani, Miruna a fost 3. Egal, mama 33. Deci, N plus 3. Egal cu Miruna. Egal cu N plus 3. Egal cu Daria. N plus 3, egal cu Daria. Nu, plus 3, deși Daria, dar nu avea niciun an atunci când s-a născut. Păi da, Miruna plus 3. Miruna minus 3 egal cu Daria. Deci N minus 3 egal cu Daria. N minus 3 egal cu Daria.
egal cu Daria. Daria. Da. De ce? Pentru că în țară de 23 ani. Deci din America când stau 3, eu pe ei. Cum s-o află pe ei? Are zero. De care zero? Acum. Ce domnule, să ce problemă ați văzut? Oh, ce problemă ați făcut? E reală și tot nu știu. Da, exact. Dar eu pot să dau vârsta acolo. Eu știu că ține ai mamă. 44-45. De acolo. Deci vedeți, e o problemă care poate fi făcută cu, știți cu cine? Cu Daria. Nu? Cu Mare. Cu Mare. O să mă rog pe Mare și zic. Dar lasă-mi de scurt și mie. Hai să vedem. Ia uitați-vă cât de interesant este problema la momentul acesta. Când fugiți, trebuie să o puneți într-un sistem, nu? Să faceți o chestie de asta. Hai să o punem într-un sistem că... Ne facem de râs. Deci, Miduna, când s-a născut, trebuie să-i regeai. Bun. Deci, după 3 ani s-a născut Daria. Și nu cât aia. Și noi ce se află? Vârsta lor acum, când ei au 63 de ani. Păi și am văzut chestia aia de acolo, cu Miruna avea... vârsta mamei, vârsta Mirunei... 30. Mama are 30, cu Miruna are 0. Deci, Miruna are vârsta de... Deci, când eu aveam 0, mama avea 30. Peste 3 ani. Tot de 3 ani. Eu aveam 3 ani și avea 33. Bun. Tot de 0. Și atunci se naște Daria. Da. Și valența de mine și Daria e de 3. Aici eu sunt mai mare cu Daria, cu 3 ani. Și mama da. Mare, de mare cu 30 de ani. Deci, eu aveam 0, ea are 30. Da. Apoi... Facem așa? Facem 0, 30. Facem grafic. Asta. Asta este vârsta mamei. Când s-a născut Miruna, da? 30. După... 3 ani. Aici pentru Miruna, da? Miruna. Merg 3 ani. Miruna merge 3 ani. Da. Merge și mama 3 ani. Da, și naște Daria. Da? 3 ani. Și îndată, de aici începe momentul în care apare Daria. Daria merge și ea împreună cu Miruna și cu mama. Și acum, vârsta lor, este de 63 ani. 30 plus 6 plus 3 x egal 63, la fel bine și este. Vezi? 30 plus 6 plus de 3 ori x-ul, că x-ul este creșterea vârstei. Deci, practic, vârsta Dariei. Deci, 30 plus 30 și 30 plus 6 plus 3x egal cu 63. 60, să vedem. 36. Deci 3x va fi egal cu 63 minus 36 face cât? 27, nu? Da. 9. X egal cu 9. Daria. Deci Daria. 9. Egal cu 9. De ce 9? Stai puțin. Păi da. 9. Ei. X-ul e. Miruna are 12 ani. Miruna are 12 ani. Mama are... Și mama? 30 cu 30 cu 9. 30 cu 3, 33 cu 9. Matematica 42. 42 ani. 42 ani. Nu corespunde exact realității. Da, dați voi acum numărul, ce sumă să dau aici ca să meargă treaba. Nu de 63 de ani, eu n-am nimeni. Dați voi. Nu 71. Eu n-am nimeni. Pentru că eu am 45 copii. Dați puțin, mă.
73, 73 de ani împreună, da? Da? Deci dacă ar face 73 de ani atunci, deci dacă eu dădeam 63, 73, 73 de ani. 63 și cu 9, nu fac 73, da? În sfârșit așa zis tu. 73. 73. Foarte important, da? La 9. Dacă dai 10 ani, este ca de greșit. Știți de ce? Da, de ce? Care e motivul de nu mai este? Nu se parte la 3. Exact. Deci trebuie numărul ales, după ce ai adunat pe 30 cu 6, 3 și 3, 3 și 6 trebuie să dai un multiplu de 3 ca să fie treaba deșteaptă. Da? Neapărat multiplu de 3. Aceasta e problema pe care am făcut-o ultima dată cu Davide, cu Davide, cu Mario. Și vedeți? Cât de dificilă este ea dacă încerci să te apuci cu I, cu M, N, X, nu știu ce, acolo. Este dacă 72 iese? Sigur că da. 30. Uite, 36, că 36 rămâne tot timpul din cauza 30 cu 30 cu, da? Da. 36 plus 3X, egal cu 72. 3X egal cu 36. 3X egal cu 30. 36. Da. X egal cu 2. 36. X egal cu 12. Adică, da, de aia 12 ani. Tot 5. Miruna 15. Da? 45. Așa. Da. Și Miruna și mama? 45. 45. Așa cu realitatea. Da. Apropo de... 45. Aproape. Ți-am spus. Deci nimeni mai. Apropo de... cât de mai... Am vrut un model, apropo de chestia asta. Da. Ați sesizat care e esența problemei? Voi ați putea compune problemele acestea? Da. Puteți pleca? Dați-mi un exemplu. Adi. Nu, nu. Zicem așa. Mama lui Adi, dați un număr la întâmplare. Nu trebuie să fii neapărat din realitate. Mama lui Adi, Adi. Când s-a născut Adi? Avea 20. Mama avea 20 de ani. Deci. Da? 20 de ani. Așa. Când se naște Adi, mama avea 20 de ani. S-a născut după 5 ani. După 5 ani. S-a născut Teo. Teo. Deci, de aici, Teo începe să fie și ea, nu? Da. În viață. Vârsta lui Teo... 5 ani, da? Da. Vârsta lui Teo plus vârsta lui Adi plus vârsta oamenii lui este... La momentul acesta, suma vârstelor... Este doar cu... 50. E dat 50. 50. Care-i vârsta lor la momentul acesta? Da? Să vedem cum gândește. Mama se duce încă 5 ani. 20 cu 5 cu 5 fac 30. Și până la 50 rămâne 20, care sunt mai mari la 3? Păi ce-i vorba mea? 60. 60, sigur, și parte la 5, la 3, bun. Deci, ai făcut 30 până aici. Ăsta e secretul, că știi repede suma asta. Uh-huh. 30. 60, adică 60, e suma mamei și vrândător vârsta până la nașterea lui Teor. Da? Deci 20 cu 10, 30. Și scazi din 60, așa ai spus, din 60 scazi pe